Bicicleta roz. Mă numesc Violeta. La sfârșitul clasei a șaptea, pe când aveam 13 ani, tata mi-a promis că îmi cumpără o bicicletă. Cele două prietene ale mele la acel moment aveau deja biciclete, de aceea eram supărată când eram nevoită să hoinăresc prin parc de una singură, în timp ce prietenele mele se plimbau cu bicicletele. Iar dacă mă întâlnea și Petrică, băiatul vecin, atunci acesta nu mai înceta să mă tachineze. Nimeni n-are nevoie de tine, ești singuratică, striga el. În acel moment simțeam o greutate pe suflet până la lacrimi din cauza ofensei. De aceea, când tata mi-a promis că îmi cumpără bicicletă, eram în al nouălea cer de bucurie. În curând voi avea și eu bicicletă. Mă gândeam visătoare, numărând zilele până la salariul tatei. Tata întotdeauna își respectă promisiunile. N-am mai rămas decât o săptămână să aștept și mă voi plimba împreună cu prietenele mele cu bicicleta prin parc. Nu departe de școala unde învățam era un magazin de articole sport. Chiar din ziua când tata mi-a dat vestea mult așteptată, în fiecare zi, după lecții, intram în magazin. Acolo era o varietate de biciclete, de toate culorile curcubeului, mari și mici, profesioniste și pentru amatori. Nu mă puteam concentra. Privirea îmi alerga de la o bicicletă la alta. Vânzătoarea care lucra în magazin, tanti Lena, cunoștea bine familia noastră și nu avea nimic împotriva deselor mele vizite. În curând, mi-am ales o bicicletă. Era de culoare roz, decorată cu diferite abțibilduri și cu o sonerie strălucitoare, care suna atât de melodios, încât o porneam iar și iar. Tanti Lena doar zâmbea. Acum nu mai arde de învățătură. La școală nu mă puteam concentra deloc asupra temelor. Lecțiile îmi păreau foarte lungi și absolut lipsite de interes. În câteva zile am primit atâtea note nesatisfăcătoare câte n-am avut în toți 7 ani de școală. Când voi avea bicicleta, îmi voi corecta situația școlară, mă justificam eu. Vineri, după școală, ca de obicei, am intrat în magazin. Mâine tata primește salariul, mă gândeam eu, iar inima îmi bătea atât de tare, încât mi se păru că toți cumpărătorii auzeau bătăile ei. Am salutat-o pe tanti Lena și m-am îndreptat spre bicicleta mea roz. Deodată, în minte-mi veni un gând care m-a făcut să încremenesc. Și ce va fi dacă altcineva va cumpăra această bicicletă până mâine? Ce s-a întâmplat, dragă? Mă întrebă tanti Lena când văzu că m-am oprit indecisă în mijlocul magazinului. Bicicleta... Tata mi-o va cumpăra abia mâine, dar ce va fi dacă cineva va cumpăra această bicicletă înaintea noastră? Ce vorbești? Stai liniștită, dragă! Dacă vrei, pot să o aduc în depozit până mâine sau poți să o iei chiar acum, iar tata va plăti mâine pentru ea. Ce zici? Părinții tăi nu vor fi împotriva acestei variante. Dar e posibil așa? Am întrebat eu fără să îndrăznesc să cred că poate fi adevărat. Când tanti Lena a dat afirmativ din cap, de bucurie am sărit să o îmbrățișez. Oh, vă mulțumesc foarte mult! Desigur, părinții vor fi de acord. Ei mă iubesc și nu vor avea nimic împotriva bicicletei care îmi place atât de mult. Mulțumesc din toată inima, tanti Lena! Am rostit dintr-o respirație și, fără să mai stau pe gânduri, am scos bicicleta din magazin. Cele întâmplate îmi păreau ca un vis minunat. Stăteam la ușa magazinului, ținându-mă de ghidonul bicicletei roz. Era anume acea bicicletă la care am visat toate aceste zile. Ba chiar mă rugasem ca tata să-mi o cumpere exact pe aceasta. Când am urcat pentru prima dată pe bicicletă, m-a cuprins o fericire de nedescris. Primele minute de pedalat mi s-au părut cel mai minunat timp din viața mea. Nu-mi doream deloc să merg acasă imediat, de aceea am hotărât să mă plimb prin parc. Doar un pic. Drumul spre parc trecea pe lângă casa prietenilor mele. Doream să le arăt bicicleta mea și le-am sunat să iasă ca să o vadă.
Prietenile s-au mirat foarte tare când au văzut bicicleta mea roz și după ce și le-au luat pe ale lor, au mers cu mine în parc. În trei ne-am plimbat mult pe trotuarele de asfalt, uitând cu totul noțiunea timpului. Și numai atunci când mama unei prietene a telefonat-o să o cheme la cină, am înțeles îngrozită cât de mult m-am reținut. Mama mă așteaptă de la școală, dar și tata cred că a venit deja de la serviciu. Ce să fac? Mă gândeam eu tremurând, în timp ce pedalam cu toată puterea. Între timp, telefonul meu se descărcase și părinții nu puteau să mă telefoneze. Când am intrat în curte, tata stătea întins sub mașină și repara ceva. El s-a ridicat, auzind zgomotul când am închis poarta și i-am văzut chipul sever. Probabil a vrut să spună ceva, dar în acest timp, mama a scos capul pe fereastră. Era plânsă. Mi-am dat seama că eu eram cauza lacrimilor. Fetița mea! Unde ai fost? Ce s-a întâmplat? M-am îngrijorat atât de mult pentru tine. Le-am sunat tuturor cunoscuților. Telefonul tău e închis. Tata mă convingea că pur și simplu te-ai luat cu joaca. Dar voi nu puteți înțelege inima de mamă. O, cât îmi era de rușine! Dacă aș fi putut, aș fi dat înapoi acea zi și aș fi trăit-o în alt mod. Iar tata se uita mirat ba la mine, ba la bicicletă. De unde ai luat acest mijloc de transport roz? Eu voi avea salariul abia mâine, prin urmare. Nu mai trebuie să-ți cumpăr bicicletă? Atunci am început să povestesc printre frânturi părinților detaliile acelei zile. Nu știu de ce, dar propunerea tantei Elena nu mi se mai părea atât de minunată ca odinioară. Și nu mă simțeam prea bine. Ei bine, văd că te consideri deja matură. Ți-ai ales singură bicicleta și fără permisiune te-ai plimbat prin oraș. Îmi pare rău că ai procedat așa. Bicicleta, desigur, o vom lăsa, fiindcă nu putem să-i întoarcem tanti Elena marfa utilizată deja. Mâine voi plăti costul ei, dar să știi că eu ți-aș fi cumpărat alta. Dar de ce, tată? Mie mi-a plăcut anume aceasta. Oare chiar nu vrei să-mi faci un cadou pe plac? Nu, Violeta, tu nu m-ai înțeles corect. Eu aveam de gând să mergem împreună la magazin și să alegem cea mai bună, cea mai calitativă bicicletă. Dar dacă tu ai făcut deja alegerea, o lăsăm pe aceasta. Și încă ceva. Învățătorii se plâng că nu ești atentă la ore. Ai luat note nesatisfăcătoare, iar acesta nu este un indiciu deloc bun. Ești obligată să-ți corectezi toate notele timp de o săptămână. Altfel, eu cu mama te vom lipsi de bicicletă. Iar ca pedeapsă pentru întârzierea de azi, vei spăla vasele în fiecare seară timp de o săptămână. În ziua următoare, tata a plătit costul bicicletei, fapt pentru care i-am fost foarte recunoscătoare. Am învățat stăruitor și am corectat toate notele rele, însă am înțeles că e mult mai simplu să înveți la timp. După o săptămână, ne plimbam din nou cu prietenele prin parc. Accelerând puternic, zburam de pe un deal. Apropiindu-mă de cotitură, am apăsat pe frână ca să reduc viteza, dar s-a auzit un sunet straniu și fără să reușesc să înțeleg ceva, m-am trezit în tufiș. Când am ieșit de acolo, am văzut că bicicleta mea nouă avea lanțul rupt. Cum așa? Parcă bicicleta mea e nouă. Nici o bicicletă de-a prietenilor mele nu a fost cu lanțul rupt, cu toate că deja de mult timp le folosesc, mă gândeam eu nedumerită. Cu ochii plini de lacrimi, zgâriată, m-am întors acasă. Mama m-a ajutat să-mi spăl rănile, aplicând un unguent și mi-a spus că nu s-a întâmplat nimic groaznic, iar bicicleta poate fi reparată. Seara tata s-a necăjit mult cu bicicleta, iar apoi mi-a zis: "Ah, fetița tatei, vezi unde duce propria voință și decizie? Tu ți-ai dorit anume această bicicletă, dar ea s-a dovedit a fi necalitativă. Da, e frumoasă, dar multe piese sunt confecționate din metal de calitate inferioară, de aceea se va defecta des. Aș putea să o returnez la magazin, căci garanția încă este valabilă,
dar aș vrea să înveți o lecție pentru toată viața. Am schimbat lanțul și vei putea să te plimbi din nou." Oricât de greu mi-era pe suflet, să recunosc, dar tata avea dreptate. Frumoasa mea bicicletă se defecta la tot pasul, ba pedale, ba spițele, ba scaunul, ba soneria. După o defecțiune de rutină, roșie de indignare, m-am apropiat de tată. "Tată, iartă-mă, acum înțeleg de ce nu ai susținut alegerea mea. Ai vrut pentru mine doar ceea ce era cel mai bun, dar eu n-am înțeles. Iartă-mă că nu am așteptat până la salariu și nici măcar nu ți-am cerut sfatul. Văd că nu pot înțelege totul singură, de aceea mă voi strădui de acum încolo întotdeauna să-ți cer sfatul și să aștept decizia ta. Îți mulțumesc că m-ai ajutat să înțeleg că n-am procedat corect." "Ah, fiica mea, vreau ca întotdeauna să ții minte cât de mult te iubesc. Poate că nu întotdeauna înțelegi, dar îți doresc doar binele. Nu te întrista, mâine vom face schimb de bicicletă, dar reține, orice s-ar întâmpla în viață, nu grăbi lucrurile niciodată, pentru că Dumnezeu cel iubitor va face pentru noi totul frumos la vremea potrivită." Așa a spus Ecleziastul cel înțelept. De atunci încerc de fiecare dată să ascult sfaturile tatălui. Nu întotdeauna mi este ușor să fiu de acord cu el, să renunț la propriile idei și dorințe, dar mă ajută fotografia cu bicicleta roz, care stă atârnată în camera mea, și versetul de pe ea scris de mână din Eclesiastul capitolul 3. Orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. Te invit să te abonezi la canalul meu de YouTube și să distribui această poveste și prietenilor tăi. Pe curând!